Bună ziua! Vă mulțumesc că ați înfruntat vremea călduroasă de afară și ați venit în cea de-a doua zi a zilor Muzeului Țăranului, în care am programat o conferință susținută de Părintele Radu Petre Mureșan, preotul paroh al Bisericii Mavrogheni, care este aici peste dântul noi, în care, în curtea căreia și doamne să nu de veci Horia Bernea, cel care a fost coordonatorul echipei care a gândit expoziția permanentă a Muzeului Țăranului. Expoziție pe care sperăm, dacă o să avem bani necesari, să o putem redeschide în anul 2020. Am sperat și am făcut eforturi să facem acest lucru în 2019, nu a fost posibil. Sper ca guvernanții să înțeleagă că cheltuielile pentru cultură reprezintă o investiție. O investiție în oameni, în cetățenii acestei țări și în patrimoniul cultural pe care îl are România și care este unic și care este cel care îți dă identitate națională. Nu întâmplător, ziua de 14 septembrie este sărbătorită în mod special în muzeul nostru. Pe de o parte, este desigur una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Se sărbătorește un fapt istoric, acela că în 14 septembrie 1335, deci acum mai bine de 1600 de ani, la îndemnul împărătesei Elena Bizanțului, mama Sfântului Împărat Constantin, episcopul Macaria Ierusalimului a fost cel care a aflat pe dealul Golgotei Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru. E o istorie interesantă ce s-a întâmplat cu acest obiect sacru. N-am să reamintesc acum eu. Aș vrea acum doar să... spuneam că nu întâmplător, data de 14 septembrie a fost aleasă ca zi în jurul căruia, noi organizăm în fiecare an aceste zile ale Muzeului Țăranului. Pe de o parte, este o sărbătoare foarte importantă a creștinătății. Pe de altă parte, întâmplarea face ca exact în ziua de 14 septembrie să se fi născut Horia Bernea și e un fel de a omagia pe unul dintre cei care a contribuit la refondarea muzeului nostru. Muzeul nostru, cum sper știți, a fost înființat în anul 1906. Este unul dintre cele mai vechi muzee din, publice din România. Este chiar mai vechi decât vecinul nostru, muzeul Antipa, doar că, din păcate, construcția acestei clădiri a început ceva mai târziu, în 1912, și pentru că și atunci, ca și acum, cultura se făcea cu bani și banii nu erau totdeauna suficienți, clădirea s-a terminat foarte târziu, de-abia în 1939. Și a fost extinsă cu aripa din spate, pe vremea când, după ce acest muzeu a fost expulzat din sediul său de drept, în 1953, în această clădire a fost ființat Muzeul de Istoria Partidului Comunist. Ne-am întors aici în 1990, în sediul nostru de drept, și de atunci încercăm să punem în valoare un patrimoniu extraordinar, un patrimoniu excepțional. Aș vrea, înainte de orice, să spun câteva cuvinte despre conferențialul nostru. Părintele Radu Petre Mureșan a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București în anul 1999. A urmat mai multe cursuri post-universitare atât în România cât și în Elveția și Franța și a obținut titlul de doctor în teologie în anul 2006 la aceeași facultate de teologie ortodoxă, Facultatea Iustinian Patriarhul din cadrul Universității București.
Totodată, ca urmare a unei activități de cercetare foarte intensă, părintele Mureșan a fost numit director al Centrului de Studii Interreligioase și Interdisciplinare din facultate, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul și a fost invitat să țină numeroase cursuri universitare în străinătate, între timp devenind și cadru universitar al facultății pe care a absolvit-o. Este de asemenea reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în numeroase foruri internaționale, este membru al Societății Elvețiene pentru Studiul Religiilor, membru al Societății Internaționale pentru Studiul Religiilor, membru al Asociației Internaționale pentru Studii Cultice, membru al Inițiativei Ortodoxe pentru Studiul Cultelor și Religiilor Destructive și membru al Comisiei de Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericii, unde, cum am spus, reprezintă Biserica Ortodoxă a României din însărcinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Acestea fiind zise, Părintele Paroh al Bisericii Mavrăghenii cu hramul Izvorul Tămăduirii, un hram care ne-a devenit nouă celor de aici din Dumnezeu foarte drag, a spune, este cumva, a spune, și hramul nostru, dacă pot să zic așa ceva. De acum înainte, Părintele Mureșan are cuvântul. Tema aleasă de dumnealui este o temă foarte interesantă, zic eu, despre puterea crucii păzitoare a tuturor creștinilor. Vă rog, Părinte. Mulțumesc, domnule director. Cu bucurie m-am reîntors la muzeu, de fapt, de când am venit din 2015. Am fost ca și acasă în Muzeul Țăranului Român. Domnul director Mițulescu, un om care apreciază foarte mult activitatea religioasă a Bisericii Mavrăghenii și a existat tot timpul o simbioză între grădinița Mavrăghenii, Muzeul Țăranului și toate celelalte lucruri se completează într-un mod tare fericit. Așa cum și-a dorit titorul Mănăstirii Mavrăghenii, Nicolae Petre Mavrăghenii, pentru că e o titorie domnească. Și cum spunea domnul director, tema aceasta cruce e o temă dragă, atât bisericii, cât și muzeului Țăranului Român. Horia Berne a gândit expoziția lui sub semnul acesta de puterea crucii. Și tema aleasă, în urma mai multor propuneri, este finalul acatistului Înălțării Sfintei Cruci. Bucură-te, Sfântă Cruce, ocrotitoarea creștinilor! Prin acest cuvânt, bucură-te, Sfântă Cruce, noi vorbim cu Sfânta Cruce ca și cum ar fi o persoană. E un lucru care șochează la prima vedere. Crucea a fost un lemn pe care, în formă de cruce, pe care a fost răstignit Domnul Hristos. Și Biserica se raportează la Sfânta Cruce ca și cum ar fi, în acatistul acesta, ca și cum ea ar fi o persoană. O realitate cu care se poate dialoga. Și semnul acesta Sfintei Cruci, bineînțeles că are origini străvechi, de la crearea lumii. Vorbim de faptul că crucea e programul de mântuire a lumii. Așa o hotărâ Dumnezeu, ca să mântuiască lumea prin jertfelnicie și prin iubire. Și vedem mai multe prefigurări ale Sfintei Cruci, atât în religiile precreștine, cât și în textele vechi testamentare, și noi ne aducem aminte mai ales de șarpele în pustie. Evreii ieșiseră din robia egipteană, trecuseră prin Marea Roșie cu ajutorul lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Moise, care a lovit cu toiagul Marea Roșie. Marea Roșie s-a despățit și au trecut evreii din Egipt, unde erau robi la faraon și construiau acele edificii deosebite cu multă strădanie și sudoare. Și la un moment dat, evreii, cu toate că au fost călăuziți de Dumnezeu, ziua avea un nor care adumbrea și în arșința pustiului era foarte important lucrul acesta, iar noaptea, în cursul călătoriei,
ei aveau un stâlp de foc, era Arhanghelul Mihail care mergea înaintea lor. Și totuși, era o treabă destul de monotonă pentru ei doar să înainteze și să hrăneau cu prepelițe și cu mană. Și la un moment dat, ei au început să cătească împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu, spunând, de ce ne-a dus în pustie? Mai bine era în Egipt, când căldările de carne a lui Faraon săturau sclavii care lucrau la edificiile importante, le trebuiau mușchi putere să tragă blocurile alea de piatră până sus. Și atunci au apărut niște șerpi veninoși, niște șerpi care în momentul în care îi mușcau pe evrei, mureau. Și pentru că nu se puteau apăra de acești șerpi și aveau culoarea deșertului, pustiului, s-au dus la Moise și au intervenit la el. Și atunci Moise s-a rugat și au poruncit să facă un șarpe de aramă, să-l pună pe un stâlp înalt și zice, cine se va uita dacă va fi mușcat, să-l pună înainte, mergea ca și cu un fel de steag înainte, se va uita la șarpele respectiv și o treabă va fi metabolizată. Foarte interesant, Dumnezeu nu dă la o parte șerpii veninoși, ci le dă o soluție prin care să metabolizeze încercarea prin care trec. Așa și noi avem o cruce a noastră, o cruce a bătrâneții, o cruce a bolii, o cruce a neputinței, o cruce a neajunsurilor, o cruce care e greu de asumat. Vrem, nu vrem, e crucea noastră. E dus, trebuie să o ducem. E important dacă o ducem pozitiv și avem o rațiune pentru care să o ducem și o finalitate a ei, sau o ducem spre bine. De aceea textul Sfinte de Scriptură spune cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, pentru că toată această zdroabă, durere, apăsare, neputință te nebunește la un moment dat, te duce la disperare, te duce la depresie. Iar pentru noi cei ce ne mântuim, care avem orizontul vieții noastre veșnic și înțelegem că crucea pe care noi o ducem este asumată și de Domnul Hristos și ea ne pregătește pentru o realitate mult mai înaltă. Ne întărește în răbdare, ne facem să fim mai atenți la interiorul nostru, la realitatea noastră profundă. Când e omului bine și nu îl strânge șurubul bolii sau al neputinței sau al neajunsului, greu se interiorizează. Dar atunci când vine neputința și mai ales când vede că nu are soluții în lumea aceasta, omul își caută resursele lui pe care le-a pus Dumnezeu în interior. Și aceste resurse trebuie redescoperite și puse în relație cu Dumnezeu, care a pus în om un program și îl susține tot timpul ca el să ajungă la starea bărbatului desăvârșit, la vârsta de plinătății în Hristos. Bucură-te, cruce, păzitoarea creștinilor! Bineînțeles că Bunul Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Toți oamenii creați de Dumnezeu sunt rânduiți cu un scop și Dumnezeu are loc în Rai pentru toată lumea. Nu e o problemă care trebuie să pună oamenii în dificultate. De multe ori studenții îmi pun întrebarea, Părinte, noi știm, avem Sfintele Taine, avem descoperirea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a venit lângă noi și a asumat omenitatea cu tot ceea ce înseamnă boală, neputință, foame, până pe cruce, până pe drumul Via Dolorosa. Dar cu ceilalți ce se întâmplă? Iară și Dumnezeu pe ei undeva în grijă? Bineînțeles că iară. Iar Sfântul Apostol Pavel ne arată că păgânii care din fire fac ale legii au acea lege morală naturală, acea realitate înscrisă în inima lor și ei tind spre a-și împlini menirea pe acest pământ. Și Dumnezeu pe cei de sub lege îi va judeca după lege, iar pe cei care nu au lege îi va judeca după legea morală naturală care a fost sădită de la creație în inima lor, care îi va scăpa, îi va absolvi de anumite lucruri sau din contră îi va judeca. Acum, tema aceasta crucii și sărbătoarea aceasta foarte importantă a Anunțării Sfintei Cruci are o duminică pregătitoare dinainte de Sfânta Cruce, duminica trecută, și are o duminică
e încununare, ecou. Acum a căzut sâmbăta, prima duminică care vine imediat ne vorbește de asemenea despre Sfânta Cruce. Dacă în prima duminică avem ca temă centrală, rânduită de biserică, într-un text evanghelic, pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos. Și vedeți, întreg ritualul bisericesc, în ziua Înălțării Sfintei Cruci, se scoate Sfânta Cruce din Sfântul Altar și ca în Vinerea Mare ea se pune în mijlocul bisericii. Biserica întreagă devine un altar de jertfă. Nu doar Sfântul Altar în spațiu consacrat jertfei, ci întreaga biserică devine un altar de jertfă și oamenii se închină la Sfânta Cruce și își readuc aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru noi. Și angajează și pe ei cu curaj într-un drum al crucii. Începutul anului bisericesc, așa cum spune Părintele Steinhardt, începe cu două evlavie care niciodată nu trebuie uitate. Nașterea Maicii Domnului, Maica Domnului, care e scară spre cer și Domnul Hristos, prin ea s-a întrupat și a căpătat omenitate, realitate în lume, palpabilă, a putut pune mâna pe el, să-l vadă, să-l audă, să-l răstignească. Și Sfânta Cruce, o scară prin care Mântuitorul Iisus Hristos a înălțat omul spre cer, biruind porțile iadului. Sunt cele două evlavii care strâns unite una de alta și cu ele începe anul bisericesc la 1 septembrie. Domnul Horia Bernea a avut, fiind un om foarte religios și de aceea e și mormântat într-un spațiu cultic, e un privilegiu pe care în ora actuală nici preoții nu-l au, decât ierarhii de a fi înmormântați într-un spațiu cultic, înainte toate cimitirele erau pe lângă biserică. Mai ales la sate, pe o colină, de obicei unde era biserica construită ca să nu fie într-un loc unde putea fi inundată, în jurul era și țințirimul sau cimitirul și întreg spațiul acesta era cultic. Și din motive practice, ca mormintele când se sapă să nu dea de apă și să scoboare pe cel adormit. Și de asemenea, imediat după orice slujbă, și mai ales după slujba din viere, când se înconjura biserica, se mergea cu lumină la căpătuiul celor adormiți, arătând că ei așteaptă învierea cea de obște și participă cu cei care vin la Sfânta Liturghie la bucuria aceasta învierii lui Hristos. Vedeți dumneavoastră că Horia Bernea a gândit lumea satului sub semnul acesta al Sfintei Cruci, intim legat, orice făcea țăranul român, că băga chita în cuptor, îi făcea semnul crucii pe ea, că își punea bucatele pentru masă, rugăciunea și semnul Sfintei Cruci, toate încheieturile care sunt inclusiv la casă și modelele țărănești, păstraie și așa mai departe, toate sunt cruciforme. În primul rând, ca să arate că lucrurile acestea s-au făcut prin iubire. Iubirea se validează numai prin jertfă. Atunci te iubește cineva cât în stare să se jertfească pentru tine. Și atât te iubește cât în stare să se jertfească pentru tine. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat că ne iubește cu o iubire nebună, cum spune Alexandru Șmema, pentru că a acceptat drumul crucii, drumul răstignirii. Și nu pentru un fatalism. Și în Iorița nu e un fatalism de acesta în care nu ai nicio ieșire. Vezi că ea s-o pregătit să te omoare și apoi îți face o baladă ca să o poți transmite și să ajungă la mama acasă și să înțeleagă din text că tu ai murit. Nu. Și omul respectiv avea o perspectivă care nu s-o oprea la lumea aceasta și lucrul acesta îi dădea resursele să treacă dincolo, să se pregătească pentru veșnicie. Și această pregătire se face prin sfințirea vieții lui. Țăranul român și când se pregătea, eu mi-aduc aminte bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, una care am apucat-o mai mult în cealaltă, a trecut destul de repede la Domnul, și-a pregătit toate cele ce erau pentru mormântare, straiele, brighile, ștergurile, cutarea, vorbiri, dus să-mi steagă, dus să-mi faci asta, să vorbeau între ele. Toate lucrurile acestea, straiele,
giulgiurile cu care să fie desmântate și toate aveau cu ele semnul Sfintei Cruci. E un semn cu putere, e un semn care aduce prezența Mântuitorului Iisus Hristos și mărturisirea Sfintei Trăimi. Pentru că noi când facem Sfânta Cruce zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui punem la frunte, vorbim de minte și de împărăția lui Dumnezeu, Fiul să coboară în realitate omenească și însemnăm aici undeva în zona abdomenului și Duhul Sfânt e cel care e Duhul de viață Dădătorul și cel care creează legături de har, de binecuvântare. Dacă perspectiva când îi spui omului, măi, cum ți-e? Părinte, uite, îmi duc cruce, am și de asta, și de asta, și de asta, și se gândește numai la perspectiva ei negativă, de încercare, de neputință. Crucea n-are numai o parte cu răstignirea, ea are și cealaltă parte cu biruința, cu învierea. Și crucea înseamnă, de fapt, bucurie. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos e reprezentat în icoana învierii, ortodoxă, adică a scobărârii lui la iad și are porțile iadului fărâmate, tot felul de lacăte aruncate pe acolo și în cuieturi și porțile iadului la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos sunt în formă de cruce. Și Domnul Hristos apucă de-a stânga și de-a dreapta pe Adam și pe Eva și toți drepții Vechiului Testament să țin legați de mână și trage pe toți acolo, încât cântările din Săptămâna Luminată zic așa, jefuitul sa iadul, adică iadul odată cu coborârea Domnului Hristos, i-a scos de acolo pe toți cei care au așteptat învierea Lui. Au avut o stare de tensiune, de nădejde, l-au căutat pe Dumnezeu, pentru că ceea ce iubești în această viață primești dincolo. A iubi binele, adevărul, dreptatea, te-ai străduit în lucrurile lui Dumnezeu, ajungi în raiul lui Dumnezeu. Părintele Cleopa zice, Dumnezeu te bagă în împărăția la care ești pe cale. Ești pe calea către rai, te-o băgat în rai. Ești pe calea către iad, te bagă în ceea ce iubești. El nu te bagă cu de-a forța, nici în rai, nici în iad. Ca să spun așa o glumă, zice, la un moment dat un domn era așa la jumătatea lucrurilor, adică nu era nici hotărât, era căldicel așa, nici hotărât pentru cele ale credinței, și îi plăceau și celelalte lucruri. Și l-au dus în rai, a văzut care e treaba pe acolo, în perioada asta de 40 de zile, care după teologumenele ortodoxe, sufletul călătorește și în lumea aceasta și merge, vizitează raiul, iadul și apoi se stabilește perioada temporară până la învierea cea de obște undeva sălășui. Vede raiul și după aceea se duce, vede în iad, plăcer, treburi, sopătel, și îl aduce îngerul păzitor la Sfântul Petru și nu face, te-ai hotărât că tu ești la limit, așa, 4-50 spre 5, unde vrei să mergi? Face, știi ce Sfinte Petre face, eu mai obișnuit cu alea de dincolo, nu te supăra, n-am nimic cu matale, dar e cam placul de astea, face bun. Când îl duce acolo, ăștia bag la smolă, etajul 3, în subsol, cărbun, domnule, scrie el petiții peste petiții la administrația iadului să-l primească în audiență Scaraoschi, la un moment dat vine și lui numărul de ordine la registratură să-l primească. Zice, domnule, ce se întâmplă, domnule, că eu am fost și am văzut și acolo și acolo, acum pe mine cred că e o greșeală, m-ați băgat unde nu trebuie. A, face, scuzați-ne, face, aia a fost partea promoțională. Deci aia a fost partea de marketing bine pusă la punct. Așa e și în realitatea vieții acestea. De multe ori noi suntem încântați de partea aceasta promoțională, exterioară. Diavolul acesta lucru îl dorește. Omul să trăiască superficial, la suprafața lucrurilor. Și astăzi vedem de multe ori că suntem efectiv captați mai mult decât putem noi duce de partea aceasta superficială, în toate domeniile. Apar știri peste știri. Dacă tragi linie după o săptămână, nu știu dacă rămâne ceva semnificativ. Restul sunt ca niște năluciri după care noi fugim. Oamenii n-au timp de niciunele. Vin și la cununie, părinte, mai o variantă mai scurtă, mai abrejer.
ne așteaptă ăia sau la botez. Ceva mai rapid, sunt de unde fugiți? Aici la restaurantul Doina, dar nu sunt nicio problemă, dar nu fugiți către groapă, că tot acolo vă găsește. Deci oamenii nu mai au timp să-și creioneze realitatea după Sfânta Cruce. Crucea înseamnă răbdare, crucea înseamnă smerenie, crucea înseamnă acceptarea unei realități, chiar dacă ea te deranjează la un moment dat. Pentru că nu se poate naște o iubire prin care tu să crezi că stăpânești pe ceilalți. Iubirea e slujitoare a celorlalți. Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a spălat picioarele ucenicilor și l-a zis: eu și sunt stăpânul și Domnul. Realitatea aceasta nu prea e acceptabilă în lumea aceasta. Când spui, cum să fiu smerit? Eu trebuie să arăt că știu, că fac, că drept, că-s nemaipomenit și eu-s cel mai important ca să mă angajeze, să mă pună în funcție și așa mai departe. Deci tema aceasta smereniei a fost exorcizată foarte mult din societate. Rușinea are o altă temă care ar putea fi discutată foarte mult. Astăzi oamenii se exhibă foarte mult. Adică să arate tot ce se poate, să afișeze, dacă pe stradă, lucruri care țin și de realitatea intimă de foarte multe ori. Bariera aceasta, demarcația aceasta între lucrurile care țin de sensibilitatea omului și ceea ce e în spațiu public, de asemenea a fost înlăturată foarte mult de tot ceea ce e de realitatea aceasta virtuală. Orice apare imediat, o poză, o treabă, imediat apare pe Facebook și așa mai departe, e interpretată și reinterpretată de așa manieră încât mesajul original este de cel mai multe ori distorsionat. Așa cum și Sfânta Cruce a fost interpretată și reinterpretată și astăzi sunt contestatare Sfintei Cruci, dar din momentul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, cei care au influențat decizia au strigat: dacă e Fiul lui Dumnezeu, să se coboare acum din cruce și vom crede în El. De ce nu s-a coborât Mântuitorul Iisus Hristos? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos nu vrea să facă voia celui rău. Și Petru, când i-a spus: Doamne, să nu te duci la Ierusalim să te răstignească, l-a explicat drumul crucii. Stai cu noi, ce-ți trebuie să te duci acolo și să ajungem din cazul respectiv? Și a zis: înapoi a mea, Satana, că nu gândești cele ale Dumnezeu, ci cele ale omului. Așa că tema aceasta crucii, cu perspectiva ei pătimitoare, are și cealaltă fațetă, perspectiva ei biruitoare, perspectiva ei înnoitoare, de înviere. Și lucrul acesta e noutatea absolută pe care creștinismul a dus-o în lume. Faptul că moartea nu are ultimul cuvânt. Faptul că omul, partea aceasta stricăcioasă, pătimitoare, are vocație veșnică și că omul va învia. Și spune întrebarea: unde, dacă înviază toți de la de acum 4.000 de ani, 5.000 de ani până la, unde au loc? E o întrebare care ți-o pune omul de știință. Și lucrurile sunt simple. Trupurile noastre vor fi cum ia Mântuitorul Iisus Hristos după înviere. Domnul intră pe unul și le încuiate, dar nu e fantomă. Nu e o hologramă. Mântuitorul Iisus Hristos le spune ucenicilor să-i aducă un pește fript și o bucată de fagure de miere. Și mănâncă în fața lor. Și fagurile nu cade pe jos nici peștile. Și totuși el nu-i mai ținut de legile fizicii căzute. Intră pânușile încuiate, acum aici, acum în altă parte și așa mai departe. De aceea și trupurile oamenilor după înviere vor fi unele luminoase, pentru că au căutat lumină, au căutat să vadă fața Domnului în icoană, în rugăciune, în semenul lor, sau din contru, au fost luptători împotriva acestei realități și vor fi întunecate ca și cele ale diavolilor. Dar realitatea aceasta nu va da naștere la înghesuială, pentru că va fi loc pentru toată lumea. În Împărăția lui Dumnezeu, materia nu are grosierea pe care o are astăzi. De fapt, și în referatul biblic, după căderea primilor oameni, se spune că Dumnezeu le-a făcut oamenilor niște haine de piele. Dar nu zice că o beli un animal, Dumnezeu, ci le-a rânduit niște haine de piele, niște haine de acestea grosiere, pentru că făptura întreagă, creația, cade odată cu Fiul lui Dumnezeu în
realitatea aceasta stricăcioasă. În momentul în care omul se strică, și natura se degradează. În momentul în care omul e copleșit de patimă, de păcate, are un comportament aberant, și natura influențată de treaba asta. Omul își pune pecete asupra naturii. Dumnezeu a pus chipul lui în om și omul își pune pecete asupra naturii. Cum un om sfânt își pune pecetea lui că omul e cruce creat de Dumnezeu asupra naturii. Și vedem sfinții din toate patericile și toate scrile bisericești că influențează mersul naturii, că îmblânzesc lei. E Sfântul Gherasim de la râul Iordan, care aduce apă în mănăstire, după ce leu i-o mânca măgarul cu care căra butoiașul cu apă, l-a pus la căruț pe leu și leu face spăldare. Deci, făptura întreagă, în preajma Sfințeniei, se comportă cum animalele se comportau cu Adam în rai. Adam le stăpânea prin puterea Sfinției, prin puterea lui interioară, comunica cu ele. Nu era împiedicat de nimic din lumea aceasta să comunice. Noi astăzi comunicăm mult, că avem instrumente de comunicare, dar nu ajungem decât foarte rar la comuniune. Asta e o temă de cruce pentru noi, că suntem copleșiți de comunicare, de tot felul de informații, nu reușim să le metabolizăm. Unele lucruri intră noi fără să ne dăm seama, prin ferestele sufletului care sunt ochii, și ele ne stăpânesc mentalul și interiorul nostru. Acum, perspectiva de bucurie. Când mergi la patul unui om bolnav paralizat, se plânge săracul ascovedit înainte de împărtășanie, că a ajuns neputincios, că a ajuns corvodă pentru cei din casă. Mulți dintre ei au jena aceasta, nu? Am ajuns greutate pentru apropiați. Și mă întreabă, părinte, la ce mai trăiesc? Că nu-ți bun de nimic. Și eu le spun de fiecare dată, dumneavoastră puteți face un lucru pe care noi, cei care suntem pe picioare, așa se gândă, cu tema aceasta sănătății destul de delicată, sunt atâtea valențe ale bolii, nu putem face. Și ce aș putea eu să fac, părinte, bine pentru cei din jurul meu și pentru mine? Zic să te rogi din toată inima, cu toată ființa. Noi suntem atât de prinși, agenda noastră atât de încărcată, dar mă tale, stând aici în pat, ai șansa aceasta să te rogi cu toată ființa mă tale. Poate dacă te ajută ochii să citești ceva ca să te îmbogățești. Și rugându-te din toată ființa, ne vei ajuta și pe noi să ne împlinim menirea. Câteodată situația e foarte dură. La un moment dat, Ava Arsenie s-a dus în pustie la un frate care era bolnav. Și a zis, frate, ce faci? Nu se mai putea mișca, nu-l ajutau picioarele. Era puroi mult pe el o situație. Face, ce să fac, Ava? Nu mai pot ieși, nu mai pot face mătanii, dar îmi pot citi pravila. Citește-ți pravila. Citi pravila în continuare și la împărtășit. După aceea s-a dus la o săptămână că auzând că e mai rău, ce face? Ava face, nu mai pot să citesc pravila, nici nu mai văd bine. Dar tu, fiind călugăr de atâția ani, ai învățat atâtea rugăciuni pe din afară, saltire o știpă din afară, zice știpă din afară. Zicea, l-am împărtășit din nou. Zicea, ce rugăciuni știe el pe din afară? După aceea a venit iară, s-au făcut 40 de zile. Și Ava, nu mai pot zice nici rugăciunile, abia mișc buzele și zic Tatăl nostru. Boala avansat. Ce zic Tatăl nostru? Rugăciunea ce Domnul Hristos ne-a învățat. E Tatăl nostru al tuturor, referitor la tema aceasta, rugăciunii Tatăl nostru, a fost o împotrivire grozavă la începutul anului școlar. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru într-o zi binecuvântată, cu mare bucurie din începutul anului școlar. Și parcă m-am simțit întors în anii 48-49, când bolșevicii au scos treaba asta din școli. Cine vrea o zice, cine nu, nu. Dar să știți că musulmanii nu se ferește să zică Tatăl nostru, că și el le recunosc pe Dumnezeu ca și Tatăl. Și nici măcar nu e o rugăciune confesională. O zic toate confesiunile creștine. Și potrivnicia aceasta mi s-a părut, efectiv, neomenească și de neînțeles. Deci sunt atât de deranjat de rugăciunea Tatăl nostru. Dumne, chiar arde! Un minut de rugăciune. Și
După aceea a fost anunțat că nici nu mai vorbea, nici nu mai mânca, decât așa, prin semne se înțelegea cu ceilalți călători. Și a venit apa la el și prin semne s-a înțeles, face nici ruga nu mă mai pot. Ce să mai fac? Că face semne. Ține inima și mintea ta chipul Domnului Hristos și ți este de ajuns. Pentru că în slujba de la mormântare, într-una dintre cântări, zice așa, chipul slavei tale celei negrăite sunt, măcar că și port ranele păcatelor. Omul chipul slavei lui Dumnezeu, are o statură deosebită, are partea asta spirituală cu care stăpânește și copleșește realitatea materială, e partea aceasta spirituală care îl ajută să tragă spre împărăția lui și materialitatea din jurul lui. Și eu sunt sigur că acel călugăr, murind cu chipul Domnului Hristos în minte și în inimă, s-a dus în împărăția lui Dumnezeu. Că a cunoscut acest chip, realitatea aceasta veșnică spre care se îndrepta. Învierea e o temă copleșitoare, greu de explicat. Prima modalitate de a se saluta creștinii a fost Hristos a înviat. De fapt, cheminima apostolică pe asta s-a bazat, pe învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și mai ales la Sfântul Munte Atos, dar și noi acum la biserică, am făcut crucea din altar cu două fețe. O față care e răstignirea și o față care e învierea. Peste săptămână, până sâmbătă seara, stăm cu răstignirea. Sâmbătă seara, crucea se întoarce și merge cu învierea. Crucea ne ajută pe toți să avem încredere că Dumnezeu e Cel care coordonează lumea și orice răutate și orice val ar veni peste noi, El ne are în grijă și ne are în pace. Învierea ne face, ne ajută pe noi să metabolizăm realitatea morții. De multe ori la slujba învierii, la slujba mormântării, le spun celor prezenți, pentru că atunci când moare cineva drag, se sfârșește ceva din tine mai ales. Mor și tu puțin. De fapt, de fiecare dată când punem capul pe pernă, experimentăm ceva din realitatea morții. Și nici nu există cuvântul mort în slujba mormântării, decât adormit. Adică moartea e un somn mai lung. Așa îl percepe realitatea biblică, așa ne descoperă Dumnezeu. Și le spun, uitați, avem în față lucrarea Îngerului Morții. Niciunul nu o să scăpăm de ea. E o certitudine. Sufletul, e adevărat, se întoarce la Dumnezeu care l-a dat pentru o vreme. Trupul în pământul din care a fost luat, pentru ca în pământ să rămână boala, răutatea și moartea. Și să învieze. Exact cum spune Evanghelia, ca și grâul sub brazdă. Dacă grâul nu-i băgat sub brazdă, nu putrezește, nu se mulțește, nu germinează, nu dă din nou colț. Așa și noi suntem ca niște grâuri. E foarte important să ne pregătim pentru această realitate care vine. De multe ori mă întreabă, cum v-a spus studenții, cum e trupul după înviere. Am spus, uitați, este o... Probabil și dumneavoastră și eu am strâns multă vreme când eram elev, frunză de la, pentru viermii de mătasă. E un verme care mănâncă frunză. Așa suntem de multe ori și noi pe pământ. Tare neputincios, tare sensibil, foarte fragil. Și după ce s-a creat gogoașa și a intrat acolo, la un moment dat găurește gogoașa și iasă fluturile alea și zboară și împlinește menirea. Așa și noi oamenii aici suntem la școală. Crucea însă ne ajută ca semn de biruință. Și noi la Sfântul Mazmur zicem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a biruit rău ultim, moartea prin ea. Și s-a înălțat pe cruce, a acceptat drumul acesta răstignirii din iubire, cu deplină libertate, ca și noi să ne folosim de această realitate, știind că moartea a fost deja biruită și noi doar trebuie să ne împropriem fiecare prin cruce. Acum, peste tot, creștinii folosesc crucea, avem o cruce la gât. Ne apără, ne păzește. Însemnăm tot ce se sfințește și se binecuvintează să facem semnul crucii. Dacă preotul nu bagă mâna în apă și nu în semnul crucii și nu binecuvintează, aghiazma nu se sfințește.
Dacă preotul nu binecuvintează pâinea și vinul la momentul epiclezei, în semnul crucii, nu se transfigurează darul. Dacă nu binecuvintează inelele sau cununile de pe cap, slujba de cununie nu împlinită. La mormântare, la orice slujbă, peste tot, e Sfânta Cruce. Rânduită ca semn de putere, semn care cheamă puterea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos și a învierii sale în momentul respectiv. Când se face semnul Sfintei Cruci, puterea Duhului Sfânt se adună și transfigurează lucrurile. Sunt o groază de studii făcute din niște cercetători ruși care arată că în momentul în care aghiază mai bine cuvântată, structura ei moleculară, adică moleculele, se așează în niște forme foarte regulate, hexagonale. Și de aceea apa binecuvântată, am încercat și eu explicație fizică, de ce nu se străgă apa de la bobotează? Numai că bagă busuiocul acolo sau de cele mai multe ori preotul nu are cruce de argint să o bage în apă, bagă de lemn. Și totuși invocarea Duhului Sfânt care pătrunde în apă, ca și la botezul copilului să sfințește apa și apoi copilul este afundat în apă, e vorba de o fracțiune de secundă, ca prin toți porii trupului său să pătrundă sfințenia. El e ca un burete care absorbe sfințenia. Înțelegeți? E recapitularea acelui moment în care Mântuitorul Iisus Hristos, botezat fiind în râul Iordanului, Duhul lui Dumnezeu s-o pogoră ca un porumbel peste el. Și atunci el se naște din apă și din Duh și primește certificatul veșniciei, pașaport pentru împărăția lui Dumnezeu. Are cetățenia Raiului din momentul ăla. Primește înger păzitor, naș, rugător, ocrotitor. Și bine ar fi ca nașul să știe măcar să citească bine crezul. Că nu poți fi instructor înainte de a fi șofer. Apoi instructor care nu știe decretul la șoferie, nu-i de dorit. De aceea, Sfânta Cruce e un semn de putere, e o realitate care aduce bucurie, care o protejește, care ajută pe fiecare dintre noi să putem merge pe drumul Împărăției lui Dumnezeu. Acum, în tradiția populară sunt foarte multe pricezne legate de Sfânta Cruce, mai ales la noi, în Ardeal, și unele dintre ele deplâng starea deplorabilă în care au ajuns creștinii. Că au uitat de Dumnezeu, că au uitat de cruce, că măr la birt și se îmbartă și biserica e uitată. Sunt niște creații, să zicem așa, folclorice de dată recentă, mai ales din perioada primului război mondial, al doilea război mondial, și sunt cântate pe o melodie așa mai doinită, cruce sfântă părăsită lângă margine de drum, acoperișul să se strângă lângă creștinii de acum, cruce sfântă cu putere tristă, stai plecată în jos, nu e nimeni să te îndrepte, orice lucru dureros, și așa mai departe. Sunt creații populare care avertizează, care ajută pe creștini să înțeleagă menirea crucii și realitatea acestei prezențe a lui Dumnezeu în viața lui personală și în viața colectivității. Vă mulțumesc frumos! Mi-aș dori să aud întrebări, preocupări, că așa eu mă pot întinde pe o plajă foarte largă sub capitole a unei conferințe, da? Mi-aș dori să văd preocupările dumneavoastră și dacă pot să și răspund întrebările. Creștinii, după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, au folosit semnul acesta și apare în primul secol creștin, peste tot apare semnul Sfintei Cruci și în catacombe, și de obicei în catacombe s-au păstrat lucrurile acestea. Pentru că în primele veacuri creștinii se fereau să folosească semnul Sfintei Cruci. De cele mai multe ori foloseau semnul peștelui. Iisus Hristos Mântuitorul, Ichthys, în limba greacă, sau foloseau în catacombe și simbolul păunului. Păunul care strănea copiii
rănindu-se pe el, din carnea lui, așa cum Domnul Hristos să oferă fiecare dintre noi sub forma pâinii și a vinului pe care noi o putem metaboliza, o realitate veșnică. Vedeți dumneavoastră că noi când mergem la Sfânta Liturghie, noi aducem prescurii, că vin aduceau, acum nu mai aduc oamenii vin, pun un pomeni și un bănuț acolo pentru slujbă. Și această realitate pe care o aduce comunitatea, preotul o oferă lui Dumnezeu și Dumnezeu binecuvântând-o prin rugăciune și semnul Sfintei Cruci, o oferă din nou oamenilor, deci Dumnezeu nu ține pentru el. El să oferă la cina cea de taină, a zis Domnul Hristos, luați, mâncați, acesta e trupul meu. Vă dați seama că lucrurile astea au contrariat pe apostol foarte tare. Ei nu mâncau nici porc sau, Doamne ferește, să mănânce carne de om. Vezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Și le-a spus, acum nu înțelegeți, dar mai târziu veți înțelege. Că e vorba de trupul și sângele Domnului Hristos înviat. E o realitate pe care noi o metabolizăm, iar în pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, într-una din rugăciuni, se zice așa, zice, cinstitul trup și scumpul Hristosului tău, al Hristosului tău, să-mi fie spre curățirea păcatelor, să ardă spinii, urii și altor păcate, să pătrundă la închetura dintre măduvășoase, adică să ne ajute, să ne curățească, să ne lumineze și să ne pregătească pentru împărtășirea nemijlocită față către față cu Domnul Hristos în împărăția sa cea veșnică. Că de multe ori le spun la botez, că noi ortodoxi împărtășim copiii imediat după botez. Catolicii așteaptă până la confirmare, până la 14 ani, alții mai târziu. Dar noi știm că Mântuitorul Hristos a lăsat copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și că Dumnezeu se coboară la nivelul lui de bebe. Dumnezeu știe să se coboare la nivelul lui de bebe. Cum cunoaște un bebe? Ia și bagă în gură. De toate cele. Când începe să apuce, bagă în gură orice el. Așa cunoaște. E modalitatea lui de a interacționa cu lumea. Și împărtășiți copiii fiind de mici, ei nu cresc doar trupește, ci cresc și sufletește. Realitatea aceasta veșnică a sufletului este hrănită și ea. Și mare diferență între copiii care sunt împărtășiți în fiecare duminică și îndempă enoria și aduceți copiii, ca așa o zis Domnul Hristos, veniți, lăsați copiii să vină la mine, copiii și atunci se purtau ca și astăzi, gălăgioși, apostolul să se încurcă situația, ia valea cu voi de aici. Și Mântuitorul i-a avertizat și chiar i-a adojenit, lăsați copiii să vină la mine și ziceți, nu-i opriți. Copiii săraci n-au cum să ia metrou, taxiul să vină. Noi să facem gestul acesta de bunăvoință. Ei nu vor putea sta la toată slujba, dar venim spre finalul slujbei, când e împărtășania, și îl împărtășim. Și are o continuitate între botez și timpul de 7 ani, de 8 ani, când se va spovedi și va face lucrul acesta din proprie inițiativă, să zicem așa. Și asta e de datoria părintelui și a nașului, să-l ajute ca să se poată apropia de Mântuitorul Iisus Hristos. Așa cum la șoferie, instructorul are comandă dublă, nu te lasă pe tine cu pedală și volan, că trebuie să se împărtășească mai des atunci. Știi la ce să se aștepte. Așa și rânduiala nașului, nașul care se roagă pentru fiind, are grijă și de partea materială, să se cădă ceva acolo la neasit, dar îi poartă de grijă. Și măi, ce faci fiind să se împărtăși? Cum e? Și cu sănătatea sufletească și cu cea trupească. Și un ajutor pentru familie și de obicei lasă bun oameni credincioși, bisericoși, oameni care au experiența credinței. Nu, acum criteriile după care sunt pușnași astăzi s-au diluat foarte mult. Dar înainte, nașii de botez și de comunie se puneau oamenii de credință. Chiar dacă nu erau financiar, adică nu trebuie să fie numai suport financiar sau de lumânări, trebuie să fie și suportul duhovnicesc, da, și oameni care să aibă Duhul acesta rugăciunii, să-i acompanieze cu rugăciune și cu sfat. E foarte important lucrul acesta. Deci creștinii din primul secol s-au însemnat cu semnul Sfintei Cruci și au folosit acest semn. El a fost prefigurat de multe ori în Vechiul Testament, dar s-a folosit conștient și la nivel de masă, începând din primul secol.
Poftiți? N-am... Noi fugim de durere, de lucruri incomode. Am căutat să scăpăm de bătrânețe, dacă s-ar putea. Să încearcă în tot felul de metode de acestea, de creierea omului nou. Ca mai știm noi o politică a epocii de aur cu omul nou multilateral dezvoltat. Acum, transumanismul ăsta, la ora actuală, cu tot felul de inginerii de acestea biogenetice și așa mai departe, se încearcă creierea omului nou. Acum se comandă copii. Vreau unul, ochi albaștri, sexul putare și așa mai departe. Și dacă nu-ți convine, duci produsul înapoi la Bipex sau nu știu cum, care am înțeles că în America s-a întâmplat o treabă de genul ăsta, au venit cu el la laborator, că n-aveau, ei aveau ochii verzi și nu albaștri. Dar în momentul în care omul se poartă ca și Dumnezeu și realitatea lumii de dincolo, ignorată sau chiar combătută, atunci omul își adaugă la cruce. Realitatea, creația, în momentul în care e deranjată în intimitate, ei se răzbună. Apar alte tipuri de boli, alte nenorociri și în natura înconjurătoare, că vedeți în slujba de bobotează, dacă ați fi atenți, de obicei afară se tremură, preotul zice rugăciunile mai în viteză, oamenii fixați să apuce la apă, bine că noi punem primii de sticle dinainte și lumea le-a lejer etichetate, deci nu mai există această tensiune care apucă primul, că dacă strei deja sunt plini, cât se poate de mult, în loc să aștepte în răbdare, ei rămân săraci mai mult cu apa, nu cu harul, rămâi cu materia mână, dar în fine, noi suntem, am rămas cu reflexul ăsta să apucăm. Nu contează, să apucăm. Noi ne rugăm, mai ales la bobotează, ca Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt care să se povoare, să restabilească tulburarea și deranjul și stricăciunea pe care noi am introdus-o în natură prin păcatele noastre și prin comportamentul nostru neomenos față de creație. Țăranul avea o atitudine de... aproape de cuvioșie față de natură. Nu te ia așa în pădure, sau s-a apucat să exploateze ca nebunul, nu contează, după mine, potopul, prag, să adun cât mai mult și să consum cât mai mult. El avea post, avea lucrurile rânduite, echilibrat. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să nu lăsă lumea asta să se ducă în hău, ci să restabilească puterile interne ale creației, de sfințire. Așa. Și de fiecare dată când noi căutăm să fugim de cruce, noi ne adăugăm la cruce. Vă dau un exemplu concret, mă dau pe mine ca exemplu, dacă vreți. E trendul lumii de astăzi să te însori după ce ești realizat, să ai casă, să ai job bun, să ai mașină, să... Și lucrurile astea nu se pot întâmpla peste noapte dacă părinții nu dispun de nu știu ce resurse importante. Și atunci te zbați, lupți, dai din coate și bun, ajungi la 30 și ceva de ani, 40 de ani. Acum trebuie să mă însor. Ei, când apare treaba asta, te-ai însurat, ți-ai dat seama că ai pierdut partea cea mai consistentă din tinerețea ta, în care fiziologicul tău, numai la nivelul ăsta discutând, era într-o stare de a realiza procreerea optimă. Bagajul tău genetic, cu cât trece timpul și cu influențele exterioare, el se derinează, se uzează. Nu putem să contestăm lucrul ăsta. Și ne-am dorit copii și nu s-a mai întâmplat. Pentru că Dumnezeu spune, uite, acum ai ajuns la 20 de ani și ar fi cazul să ai copii. Tu zici, nu, eu fac programările. El zice, mănâncă cozonacul. Nu, eu vreau cojile astea. Bun, mănâncă-le. Și când ai vrut cozonacul, păi stai că e cam târziu, cam nu se poate. Și apoi încep. Tratamente, nu știu ce. Bun, n-am obținut nimic până n-am înfiat o fetiță. Mi-a ajutat Dumnezeu. De fapt, ea a venit la mine. Și după ce am înfiat, primul copil care s-a născut, e sindrom Down. E o cruce, e mântuitoare. Trebuie să ți-o asumi. Ți-o dă Dumnezeu, tot ce-ți dă Dumnezeu, bage în traistă. Crucea-i programul vieții noastre.
Dacă fugim de ea, ne copleșește. Dacă ne-o asumăm și perspectiva ei o vedem dincolo de groapă, atunci suntem biruitori. Este un proverb, zice, ceea ce nu te omoară, te întărește. Dacă nu are perspectivă veșnică, crucea te omoară. Să moare cu cruce și atât de tot. Mai devreme sau mai târziu. Dacă perspectiva crucii e dincolo de lumea aceasta, capătul ei ajunge în împărăția lui Dumnezeu, poți vedea dincolo bucuria crucii. Și atunci când te lași pe tine deoparte și pui pe ceilalți în primul plan, atunci reușești să te bucuri. Dacă te pui numai pe tine în primul plan, cariera ta, mașina ta, numai paletale în primul plan, la un moment dat ele încep să te cam lasă. Tinerețea te cam lasă, Doamne ferește, job-ul, averea te poate lăsa, te poate lăsa chiar și cei apropiați, se întâmplă, câte nu vede un preot într-o zi, divorțul și tot felul, și omul intră în depresie. Tot ce știa el ca beton sub picioare se transformă în nisip și se scurge. Și viața lui intră de gringolată. Și atunci el adaugă la cruce. Dacă temelia lui e una veșnică, atunci nu se întâmplă acesta. De aceea Părintele spune că cine caută să-și reducă din cruce, își adaugă. Da? Mai am eu, vreau să vă provoc la un scurt comentariu. A existat în perioada Evului Mediu mai ales, un fel de nebunie în toată lumea creștină. Mai mult e adevărat în lumea catolică decât cea ortodoxă, de colecționare a lemnului Sfânt de Cruce. Lemnului Sfânt de Cruce, a cuierilor de... Da, al relicvelor în general. Al relicvelor, da. Este adevărat, din cauza asta și a apărut în general, și sunt și alte cauze, dar una dintre cauzele apariției protestantismului este și această nebunie, fugă după miraculos și relicve. Luther, care a pregătit la Geneva, Roma protestantă din vremea respectivă, o lucrare de relicve, așa se numește, eu am citit-o în latină, în care făcea un inventar a tuturor relicvelor legate de Sfânta Cruce, se puteau face două garduri zdravine din lemnul sfânt. Sigur lemn, da. Da. E adevărat că a existat un comerț cu relicve, un comerț efectiv, și atunci s-au găsit destui oportuniști să găsească spini din coroana Domnului și făcea două garduri de mărăcini și așa mai departe, și destule persoane care să fie dispuse să plătească niște sume importante pentru lucruri de genul acesta. În Bizanț nu a fost nebunia aceasta a fugi după relicve și nici după lemnul Sfânt de Cruci. Sunt bine, am avut și Cruciada a IV-a, când Bizanțul a fost jefuit de cruciați și au luat tot ce au pus mâna, Doamne ferește, au furat și au trăduit și așa mai departe. Noi avem o bucățică din lemnul Sfânt de Cruci la Biserica Sfântul Vasile, de aici după Victorie, și avem și pelerinajul Sfânt de Cruci, dar eu fragment infim, adică e aproape microscopic, așa? Cert este că ce a găsit împărăteasa Elena n-a fost de dimensiuni foarte mari, iar bizantinii au avut decența de a nu face comerț din treaba asta, foarte mare crucea decență. A fost, spune episcopul Macari, a arătat crucea credinței. A ridicat-o deasupra murdarului și a arătat-o. Deci dimensiunile erau normale, după care se răstignea și au găsit și celelalte cruci și nu știau care e anul viitorului Iisus Hristos. Și atunci au făcut slujbă și până la urmă au pus crucea, cele trei cruci, pe o femeie care nu mai răsufla, era moartă. Și și-a revenit și-a zis aia și-a întâmplat o groază de minuni cu ajutorul lemnului Sfânt de Cruce. Cea mai mare bucată din Sfânta Cruce, acum eu, ca și domnul Nițulescu, am călătorit mult în Occident și acolo sunt relicvare, vai de mine și de mine, am fost la Polonia, dulapuri întregi, sunt bucătare. Sunt lucruri care, de exemplu, cu capul Sfântului Ioan Botezătorul, au și musulmani un cap al Sfântului Ioan Botezătorul, că îl consideră și proroc, au și evrei un cap al Sfântului și mai sunt vă două, unul la ortodox și unul la catolic, dar nu au avut chiar patru capete. Dar Evlavia
dusă la paroxism în anumite situații, o creată situație extrem de nefericite, ca să nu le spun altfel. Și să știți că comuniștii au fructificat treaba asta foarte mult. Dacă ne uităm în Călăuza ateistului, publicată în 52, la editura Politică, cum era atunci, puneau că sunt moaște de tot felul de animale și așa mai departe, și cum sunt și neocomuniștii de astăzi, cumpători de oase și așa mai departe. Avem sinte moaște, asta e o certitudine. Duhul lui Dumnezeu, care a locuit în persoana respectivă, nu îl părăsește după ce el trece din această viață. Și dacă Dumnezeu vrea să-l arate sfânt, el se arată prin minuni. Și prin aceste oase care ar trebui să fie pline de putrezeciune, să fac minuni, să însănătoșesc oamenii, să înviază morți în anumite situații. E lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Inclusiv anumite veșminte ale Sfântului Petru, ștergarele care s-au pus peste cei bolnavi sunt tămăduit, Duhul Sfânt, dacă se sălășluiește în inima și în viața unui om, cum vă spun, omul își pune pecetea asupra naturii create de Dumnezeu și devine un instrument de sfințire. Și sfintele moaște, ca și icoanele, ca și celelalte, au devenit niște instrumente de sfințire. În Bizanț a existat o singură nebunie la un moment dat, în perioada iconoclastă, niște iconoduli exagerați au ajuns de opisat moaștele și le-au pus în vopsea și au pictat icoana cu sinte moaște. Asta nu-i permis. Ca în icoană să existe o bucățică și un loc încrustat unde se pun sinte moaște, asta e canonic. Dar să-i apuci, să-i bagi la mojar și să pictezi, asta nu-i permis. Deci, Sfânta Cruce e vrednică de toată cinstirea. E lemn cu care noi aproape dialogăm, îmi spune acadistul. Bucură-te, Sfântă Cruce, ocrotitoarea creștinilor, pentru că ea e semnul de biruință, semnul de putere și o realitate pe care noi o întrupăm cu fiecare binecuvântare, iar atunci când ne apropiem de o bucățică din lemnul Sfântei Cruci, udat cu sângele Mântuitorului Iisus Hristos, creștinul se apropie cu multă evlavie și considerație, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru pătimirea și pentru ceea ce a făcut pentru om. Dar niciodată nu trebuie luate lucrurile în partea aceasta aproape comercială, exagerată. Știți că mai vezi că de unul că el are moaște și de alea și de alea și de alea. Să fiți foarte rezervați. Da, am întâlnit un așa zis călugăr la un moment dat, de ăsta certat cu rânduiala bisericească și cu morala, și avea, el zicea, niște moaște pe acolo, pe niște cutii, m-am uitat mai bine, erau niște cutii de traduce, de lemn. Întâlnă le ține, el țăra că nu știu de unde le-a. Așa că are sinte moaște. Mergi cu Dumnezeu, să-ți ajute bunul Dumnezeu. Moaștele sunt cele certificate de biserică. De aceea există la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor și fiecare eparhie un catalog cu sintele moaște. Proveniența, când, cum, cine le-au adus din Bizanț, cine le-au adus din Țara Sfântă. Deci nu așa că ai găsit nu știu ce moaște pe nu știu unde. Nu se fac lucrurile așa. Și acum se va realiza un catalog la nivelul întregii țări, cred că și online. La un moment dat, ca oamenii să fie la curent cu treaba aceasta. De exemplu, avem Sfânta Cuvioasă Paraschiva, să știe cine a dus-o, cum a ajuns la biserică. Deci trebuie să ai cel puțin o scrisoare episcopului de la care au venit sintele moaște. Nu pot fi comercializate, ia de 10.000 de euro și dăm Sfântul, ce vrei mă, Cuvioasa Paraschiva sau Sfântul Vasile ceva. Eu cred că Sfântul Ambrădeor ar fi mai eficient. Deci lucrurile ajung în derizoriu. Pornind de la perspectiva aceasta, dacă gândim așa, când ne apropiem de Sfintele Moaște și ne-a pus la Sfântul Munte Atos și mai ales la Sfântul Pantelimon, la Mănăstirea Rusicon, au mii de Sfinte Moaște, dar bine, sunt colecționate, așa zicând colecționate, dacă poate fi folosit cuvântul, sunt aduse pentru că țarii rușilor, Rusiei, au fost ca și domnitorii țărilor române, multă vreme apărătorii și ajutătorii creștinilor din tot spațiul acesta oriental. Și veneau, cum s-au întâmplat cu Sfânta Cuvioasă Paraschiva sau cu Sfânta Filofteia sau la domnitor delegația Patriarhiei de Constantinop, care datorii morți de datorii, care de pungi de aur trebuia să plătească. Și atunci domnitorii întotdeauna i-au ajutat, ca și țarii ruși și Rusiei de altfel, și ca semn de recunoștință și nu știu ce,
aduceau câte un odor de genul acesta pentru poporul drept credincios. De aceea, Sfintele Moaște sunt de mare ajutor și pentru mine, din București, cele mai cunoscute Sfinte Moaște sunt ale Sfântului Dimitrie Basarabov sau din Basarab, care a fost un călugăr smerit, despre care cioban, despre care nu se știe mare lucru, din perspectivă istorică, decât cum s-au descoperit moaștele. Și acum avem aici pe Sfântul Gheorghe Pelerinu, sau Gheorghe Lazar, adus aici la Sfântul Vasile Victoria, care a fost tot un țăran, că toți suntem în anul satului românesc, și care a fost, mare atenție, părinte duhovnicesc sfătuitor pentru zeci și sute de călugări și stareți și episcopii Moldova. Un simplu țăran, dar cu rugăciune puternică și cu o experiență duhovnicească, că de-aia zice Pelerinul că s-a dus la Sfântul Munte, a stat în fiecare mănăstire câte o lună, a fost în Țara Sfântă, a stat vreo 3 ani pe acolo și om cu o deschidere spre cele duhovnicești cu totul deosebit. Da. Dacă mai aveți, știu, preocupări sau o întrebare la care pot să răspund. Dacă nu, oricum, vă invit să mergeți când aveți vreme la slujbele pe care le ține Părintele Paroh la Biserica Mavrăghenii. Și nu uitați, chiar mâine este această sărbătoare importantă a Înălțirii Sfintei Cruci. Părintele va face o slujbă deosebită pe această ocazie. Vă mulțumesc tare mult, domnul director, pentru invitație. Tema aceasta Sfintei Cruci e comună și bisericii și Muzeului Țăranului, da, care o pune în realitatea ei profundă, concretă. Pentru că, bun, partea aceasta stilistică are și a valoarea ei, dar în realitatea aceasta veșnică, profundă, de înviere, de bucurie, de copleșire, de iubire, e ceea care, de care avem nevoie, mai ales în ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Vă aștept în continuare la zilele Muzeului Țăranului, în fiecare zi, până pe 22 septembrie avem eveniment aici la muzeu. Sunteți bineveniți oricând. Și cu încredere Dumnezeu să sperăm că la anul vor reuși să redeschidem expoziția permanentă a muzeului. Vă mulțumesc frumos!